Pe 11 iunie 1988, pe stadionul Wembley, a avut loc un moment spontan, sublim și fermecător. Schimbările survenite în Africa de Sud prilejuiseră un concert festiv, susținut de diverse trupe, îndeoseb rock, însă a cărui act final organizatorii hotărâseră să-l rezerve unei magnifice cântărețe de operă, Jesse Norman. Vreme de 12 ore, trupe precum Guns N' Roses, revarsă prin maldere de boxe, un potop de decibel peste tribune, aducându-și fanii la paroxism. Publicul cere nenumerate bisuri, iar trupele se conformează. Și iată că, în sfârșit, se face ora. Jesse Norman pășește pe scenă, înveșmântată într-un daichiri african, sub cercul unui singur reflector. Nici acompaniament vocal, nici instrumente, doar Jesse. Mulțimea se foiește nedumerită, puțini o cunosc pe divă. Cineva răgnește după Guns N' Roses. Ecoul strigătului vuiește în tribune. Situația pare să ia o întorsătură urâtă. A capela, Jesse începe să cânte, parcă în șoaptă. Mărețul har m-a mântuit pe mine din păcat. De mii de fani răgușiți de urlete amuțesc la auzul acestei arii a harului. La a doua strofă, deja soprana a subjugat auditoriul. Mărețul har m-a învățat să o rup cu orice rău. La a treia, câteva mii de oameni încep să cânte alături de ea, scrutând memoria îndepărtată după cuvinte pe care le auziseră odată de mult. Dureri, batjocuri, prigoniri adesea am întâlnit. Prin harul marelui iubiri eu toate am biruit. Jesse Norman mărturisea mai târziu că nu-și putea închipui ce duh coborâse asupra stadionului Wembley în noaptea aceea. Deși este destul de limpede. Lumea însetează după har, iar când harul coboară, lumea amuțește. Omul se naște zdrobit, trăiește pentru a se reîntregi ciob cu ciob, iar cleiul este harul lui Dumnezeu. Până la urmă, mesajul credinței creștine este despre Dumnezeu care nu l-a putut ierta pe Dumnezeu, așa că l-a înomenit și apoi l-a răstignit. Dumnezeu nu l-a putut ierta pe Dumnezeu ca să-l poată ierta pe om. Despre aceasta este vorba.